În decursul zilei de astăzi, în jur de 100 de angajați ai CEO Oltenia au protestat în fața hotelului unde sunt cazați reprezentanții ai organizațiilor de mediu care au inițiat procesul în urma căruia Cariera Roșia are activitatea suspendată. Reprezentanții de la Bankwatch au organizat o întâlnire cu presa în incinta hotelului în care aceștia se aflau, evitând să se întâlnească cu angajații CEO. Protestul a fost unul spontan, în fruntea acestuia aflându-se președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe. Acesta susține că, prin închiderea carierelor, cei de la Bankwatch vor îngropa sistemul energetic românesc și vor distruge viața cetățenilor din județ. Reprezentanții celor la Bankwatch distrug, efectiv acest ONG-ul distruge viața a zeci și zeci de mii de oameni. Acesta îi acuză pe cei de la Bankwatch și de faptul că au blocat activitățile de extindere și de funcționare a carierelor, deși cărbune este suficient. Cărbune ar fi suficient, dar blocajul care intervine se datorează acestor domni sau domn, doamne din cadrul Bankwatch-ului, pentru că blochează activitatea de extindere, nu numai de extindere, de funcționare. În momentul în care blochezi, degeaba ai cărbune dacă nu poți ajunge la el. Ținând cont de criza energetică de la momentul actual, Căldărușe a precizat că nicio persoană nu își dorește închiderea capacităților de producție, însă se trăiește cu teama că nu se va mai avea acces la cea mai importantă sursă de energie. Cred că nimeni normal la cap în țara aceasta nu își poate permite să închidă capacități de producție, ținând cont de contextul actual, de criza energetică care există acum și care se prognozează a fi mult mai acută. Și nu e vorba de România, e vorba de întreaga Europa. Nicolae Ivăniș, prezent de asemenea în fața hotelului, susține că acest protest este unul justificat și numește pe liderii ONG-ului Bankwatch drept principalii vinovați de închiderea hidrocentralelor de pe Jiu și recent de închiderea carierei Roșia. Așa cum se vede, oamenii s-au strâns aici să protesteze pe drept de altfel, fiindcă vis-a-vis se află liderii ONG-ului Bankwatch, cei care au închis hidrocentralele pe Jiu, cei care au închis mai nou cariera Roșia, cei care de fapt țintesc obiectivele economice care mai sunt sustenabile în această țară. Și aici nu sunt doar de Gorj, fiindcă energia pentru mine înseamnă un punct de interes național. Ceea ce se întâmplă acum este un adevărat genocid și un atac direct la siguranța statului. E evident să iese oamenii, mă bucur că totuși se regăsesc mai mulți lideri la un loc, ceea ce este benefic pentru a stopa acest carnagiu, cum îi spun eu. Nelipsit la protest a fost și Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, care și-a exprimat nemulțumirile. Bankwatch vine din Cehia, are sediu acolo, e sponsorizată de cehii, iar Cehia are CEZ-ul care practic își trimite niște activiști împotriva concurenței. Noi știm aceste lucruri, suntem aici să le spunem să plece la ei în țară, să ne lase pe noi în pace, că știm ce avem de făcut, dar vedem că stau ascunși, vin, eu am aflat, de exemplu, de pe rețelele de socializare, pentru că dacă ei spun că fac totul transparent, într-un mod transparent, ar fi trebuit să anunțe prezența lor aici, că au o întâlnire, au o ședință, ceva, în așa fel încât să participe și reprezentanții ai Complexului Energetic Oltenia la aceste întâlniri.